Deci asta este totul, starea. Dacă tu te rogi și naști o stare în tine, tu trăiești mai departe în acea stare. Părintele Calimit de la Sfântul Sava ne spunea că voi creștinii vă duceți să vă rugați și luați așa rugăciunea ca pe o datorie. Aoleu, vai de mine, n-am făcut rugăciunea de seară. E ca și cum n-ai bifat ceva. Este o prostie, mai mare prostie nu există decât asta. Faptul că tu consideri rugăciunea ca pe o datorie. E ca și cum ai vrea să îi spui lui Dumnezeu ceva, Doamne, vreau ceva și Dumnezeu să spună, au, bine că mi-ai spus că uitase. E ca și cum Dumnezeu, dacă nu-i amintești tu chestia asta, El uită sărăcuțul. Doamne ferește! Rugăciunea este altceva și exact la asta ne duce Părintele Maxim. Și anume, faptul că atunci când te rogi, trebuie întâi să te liniștești. Să ai o pace cu tine. Și l-am întrebat pe Părintele Calimit, Părinte, mata cum faci? Concret. Pentru că secularizația așa s-a născut în un spirit practic și întrebăm acest cum faci? Și el spune, îmi pun mâinile pe genunchi și stau așa să mă liniștesc, înainte să mă așez în genunchi, da? Stau așa să mă liniștesc așa puțin. Și zic așa cam cât stai. Zice, cam jumătate de oră stau. Părinte, zic, eu nebunesc dacă stau jumătate de oră așa. Deci, practic, n-am timpul ăsta. Trebuie să îmi hrănesc copiii, mă duc la Mega să cumpăr, mă întreabă ce să cumpăr. El spune, nu ai stare. Și țineți minte cum spunea mama, ești agitat, nu ai stare. Această stare, dragii mei, înseamnă Duh. Duhul Sfânt pogoară în inima ta când naști în tine o stare de pace. Când vrei tu asta. Dacă tu vrei asta, tu nu poți singur. Liniștindu-te și stând așa, golești vasul și lași pe Dumnezeu să vină, să pogoare această picătură. Deci vă recomand această stare de liniștire înainte de a începe rugăciunea. Și apoi, în această stare, rămâi, dacă ea e profundă. Pentru că atunci când te calcă pe piciorul la un autobuz, depinde în ce stare te găsește. Că dacă te-a prins nervos, iei ras două palme. Dacă te-a prins liniștit în acea stare, nu-i nimic, lăsați, lăsați. Uitați, mai am și piciorul drept. Deci depinde foarte mult de stare. Ce este rugăciunea, fraților? Și vreau să plecați de aici cu acest gând puternic. Rugăciunea este comuniune cu Dumnezeu însuși. Nu este ceva mai înalt pentru mine ca suflet. Nu este ceva mai onorant pentru mine ca persoană decât Dumnezeul cerului să-mi permită mie o mână de țărână să vorbesc cu El. Asta e rugăciunea. Doamne, îți mulțumesc pentru că m-ai adus pe pământul ăsta. Îți mulțumesc pentru răsăritul de soare. Îți mulțumesc pentru dragostea din jurul meu. Sărut mâna, mamă, cum îi spui mamei, așa trebuie să-i spui Tatălui Ceresc. Sărut mâna, e suficient. Nu îi spune tu lui Dumnezeu ce ai tu nevoie. Că știe El mai înainte să-i ceri tu. Că tu, de ce ai tu nevoie. Nu despre asta e vorba. Ci despre o stare. Cum faci tu când ajungi acasă? Pune iubita mea. Te iubesc. Cred că spuneți asta, nu când ajungeți acasă. Sunt convins. Asta e rugăciunea, dragii mei. Practic vorbind, vorbești cu Tata și te simți bine cu Tata. Nu-mi cauți că-i cer ceva. E neplăcut. Eu am 3 băieți și 2 sunt la studii și le-am spus odată, nu m-a sunat mai multe zile unul din copii și mă sună ce tata, am nevoie de 30 de lire. Tata, zic, mi-era dor de tine, spune eu. Ups, el a simțit că are o problemă. Eu nu i-am spus de ce nu mă suni și să mă întreb de sănătate. Și i-a spus așa, tata, uite, eu aș fi putut să mor de 3 zile, m-ar fi și îngropat. Înțelegeți ideea? Relația noastră cu Dumnezeu este relația unui părinte cu un copil. Dacă tu ca părinte, dacă ca și copil, îl chemi pe tata numai când ai nevoie de bani, e foarte neplăcut. Dacă tu ai un prieten și nu-l suni 2 ani și după aia îl suni, pe aia mă rugăminte, dă-mi și mie 5.000 de euro, repede. Ala zice, păi stai puțin. Am o problemă, nu m-ai sunat de Revelion, nu m-ai sunat de ziua mea și mă sune acum că am nevoie. Ce vreau să vă spun cu asta este că dacă noi simțim o stare de dorință interioară să vorbim cu Dumnezeu, toate celelalte lucruri din viața noastră vor avea alt înțeles, altă lumină, alt duh Pentru că noi vom trăi într-o stare, ce spunea Părintele Profesor, despre rugăciunea neîncetată, nu-i nevoie nici de cuvinte, nu-i nevoie nici de tehnici. E nevoie de simțirea ta. Stai în autobuz și te gândești la lucruri frumoase, îi mulțumești și rămâi în stare. Asta înseamnă rugăciune. Iertați-mă. Mulțumim, Părinte.